Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit în Newsroom. Centrul unic de monitorizare a traficului rutier este monitorizat și el. Rezultatul este unul surprinzător, zeci de milioane prejudicii aduse statului, aproximativ jumătate din procesele verbale contravenționale întocmite anul trecut au fost anulate ilegal de angajații instituției. Revenim cu amănunte. Cazurile de depistare a cantităților mari de mercur sunt tot mai frecvente în țara noastră. Aproape 60 de kilograme de mercur au fost descoperite într-o gospodărie din sectorul Buiucan al capitalei. Substanța toxică a ajuns pe teritoriul țării din regiunea Donețk. În ediția de astăzi explicăm la ce este folosit acest metal și cât de periculos este. Lupte grele în estul Ucrainei, 3 militari ucraineni au fost uciși, iar 7 au fost răniți în ultimele 24 de ore în regiunea Donbass, unde, după o perioadă relativ liniștită, rebelii proruși au lansat o nouă ofensivă. De ce a reluat Rusia luptele în estul țării vecine, încercăm să aflăm, dar în a doua parte a emisiunii rămâneți cu noi. Peste 40 de milioane de lei este suma prejudiciului adus bugetului de stat de mai mulți angajați ai Centrului Unic de Monitorizare a Traficului Rutier. Funcționarii sunt bănuiți că luau mită pentru a-i scăpa pe șofer de amenzi. Declarația a fost făcută de ministrul de interne Alexandru Jizdan în cadrul unei conferințe de presă unde a oferit noi detalii despre perchezițiile care au avut loc la sediul instituției. Potrivit Ministerului de Interne, 160.000 de procese verbale contravenționale din totalul celor 340.000 întocmite anul trecut au fost anulate ilegal de către angajații Centrului Unic de Monitorizare. Un calcul simplu arată că amenziile pentru abaterile anulate, care sunt în medie de câte 250 de lei, ar fi adus în bugetul de stat 40 de milioane de lei. Pe lângă asta, angajații Centrului de Monitorizare anulau punctele de penalizare aplicate pentru încălcările traficului rutier și excludeau pedepsele care prevedeau privarea dreptului de a conduce mașina pe un termen de până la un an. După ce a primit sumă bănească, inspectorul dat rupe procesul verbal. În așa mod se înlocuiau procesele verbale. În cadrul perchezițiilor efectuate ieri au fost ridicate mai multe dispozitive electronice care vor fi expertizate și care de fapt vor demonstra câte intervenții sau câte încălcări de genul dat au fost făcute de către acești angajați. Polițiștii au mai constatat că pentru anularea unui punct de penalizare, șoferii achitau angajaților centrului între 100 și 500 de lei. În total, aceștia ar fi radiat peste 2300 de puncte de penalizare pentru 209 șoferi și 7 întreprinderi. Potrivit Ministerului de Interne, valoarea mitei primite este de 230.000 de lei. În acest caz, au fost reținuți doi angajați ai centrului. Aceștia sunt învinuiți de corupere pasivă și abuz în serviciu. S-a efectuat perchizițiile în incinta Centrului Unic de Monitorizare în birourile angajaților, cât și la domiciliul unui din persoanele bănuite. În urma perchizițiilor efectuate au fost ridicate un număr enorm de mijloace de tehnice, de informare, de comunicare, suporturile electronice, înscriere de ciornă. Potrivit procurorilor, în cadrul urmăririi penale ar putea fi arestate și alte persoane implicate în această schemă. Ministerul de Interne vine cu un apel către cetățenii care au avut de suferit în urma acestor încălcări să sune la linia fierbinte 1520. Gripa a mai luat o viață, un bărbat de 39 de ani din municipiul Bălți, care era și cetățean al Statelor Unite, a murit în urma complicațiilor provocate de virusul gripal. Potrivit medicilor, acesta s-a adresat după ajutor prea târziu. Victima a revenit recent în Moldova pentru a suporta o intervenție chirurgicală. Potrivit Centrului Național de Sănătate Publică, bărbatul a ignorat primele simptome ale bolii și a cerut ajutorul medicilor abia peste 3 zile după ce s-a îmbolnăvit, iar când a venit la spital, era într-o stare gravă. El a fost diagnosticat cu pneumonie bilaterală. Victima nu a fost vaccinată împotriva gripei și suferea și de alte maladii. Pacientul a fost spitalizat la noi într-o stare extrem de gravă, într-o insuficiență respiratorie, care progresea în jur de orele 3 noaptea, sâmbătă spre duminică, spitalizat pentru o pneumonie totală bilaterală, practic pulmonii nu respirau,
Am fost nevoit să-l conectăm la aparatul de respirație mecanică. Spitalizat tardiv, un pacient obez de 220 de kilograme. Bărbatul locuia în Statele Unite ale Americii. El suferea de obezitate și a revenit recent în Moldova pentru a suporta o intervenție chirurgicală. Merge vorba despre un cetățean cu cetățenie dublă, deci care deține cetățenia Republicii Moldova și cetățenia Statele Unite ale Americii. Pe data de 20 ianuarie a fost operat legătură cu rezecție stomacului la o instituție medicală din municipiul Chișinău. Acesta este al 7-lea caz de deces de la începutul sezonului rece. În municipiul Bălți au fost înregistrate peste 80 de cazuri de gripă, 13 oameni fiind infectați cu virusul AH1N1. Încălzirea globală se accentuează. Luna trecută a fost cea mai caldă de la începerea măsurătorilor meteorologice în urmă cu 136 de ani, anunță Administrația Aeronautică și Spațială din Statele Unite ale Americii. Mai multe detalii despre acest subiect știe colega mea Nicoleta Apostol. Nicoleta, te ascultăm. Bun găsit! Dacă anul trecut a fost cea mai caldă din ultimii 136 de ani, 2016 a atins un nou record. Potrivit reprezentanților NASA, luna ianuarie a fost cea mai caldă din 1880 până acum. De asemenea, temperatura medie la nivel global a fost în ianuarie cu 1,13 grade mai ridicată decât valoarea normală stabilită în baza datelor colectate în intervalul 1951-1980. Stefan Ramstorff, cercetător la Institutul Potsdam, a declarat că tendința de încălzire a climei va continua până când se va renunța la combustibilii fosili. În țara noastră, temperatura medie lunară a aerului a fost apropiată de valorile normei. Maximile au urcat până la 12 grade Celsius în raioanele de sud, iar temperatura minimă a aerului a scăzut până la 22 de grade sub zero în zona de nord a țării. Potrivit meteorologilor, cea mai caldă zi a lunii ianuarie a fost data de 11. Atunci s-au înregistrat 12 grade Celsius. Așadar, vremea frumoasă scoate pe oameni la muncă în câmp. Printre aceștia sunt agricultorii din satul Dobrogea, raionul Sângerei, care au început deja lucrările de primăvară. Specialiștii le recomandă să nu se grăbească, însă pentru a nu dăuna plantelor. A vesna уже пришла, весна уже, наверное, будет. Смотрели по интернету, там плюсовая температура, мороза нет, значит, все, можно работать. De obicei, agricultorii ies să muncească în câmp la sfârșitul lui martie. Pentru că săptămâna aceasta au fost înregistrate până la 20 de grade Celsius, oamenii au decis să înceapă lucrările mai devreme. Да, ну смотрю и малину, кто малины занимается, обламывает сухую, ну обновляет. Бывает и в марте с ней снег стоит. Если подсохло хорошо, значит выходит на огород. Specialiștii atenționează fermierii că lucrările agricole din această perioadă ar putea dăuna plantelor în cazul în care vor fi înghețuri. Dacă merge vorba de cultură greu și ori de toamnă sau rapiță, asta, temperaturile acestea merg, ca așa să spunem, în plus. Plantele încep acum vegetație, ele pierd rezistența la temperaturi scăzute de 23 ori. Pericolul există, el e mai mult de 50%. Alte lucrări, curățire la viță de vie, în zona nordului, la soiuri de masă, n-ar trebui să grăbească, deoarece nu știi ce ar fi cu luna martie. S-a început dezvoltarea și merge destul de rapid. Potrivit meteorologilor, până la sfârșitul acestei săptămâni vor fi înregistrate până la 15 grade Celsius, iar în nordul țării ar putea fi lapoviță. Aproximativ 60 de kilograme de mercur au fost ridicate dintr-o gospodărie din sectorul Buiucane al Capitalei în urma unor percheziții efectuate de Procuratura Generală și Serviciul de Informații și Securitate. Mercurul era depozitat în 10 containere metalice. Potrivit unui comunicat de presă, metalul a fost adus pe teritoriul țării din regiunea Donețk, Ucraina. Mercurul era depozitat de membri și complicii unei grupări criminale transfrontaliere. Numele lor figurează deja într-un dosar penal deschis în luna octombrie a anului trecut. Persoanele cercetate pentru contrabandă, păstrare și transportarea substanțelor radioactive riscă până la 10 ani de închisoare.
De ce Mercurul prezintă atâta interes pentru grupările criminale? Încercăm să aflăm răspuns la această întrebare de la invitatul meu special din această seară. Este vorba de Andrei Covrig, colonel în rezervă, președintele Asociației de Drept Umanitar din Republica Moldova. Domnule Covrig, bună seara, mulțumesc că ați acceptat din nou invitația noastră. Prima mea întrebare este următoarea. De ce în ultima perioadă auzim tot mai frecvent de capturi de mercur și vorbim despre cantități destul de mari, zeci de kilograme? În primul rând, când vorbim despre, despre elementul respectiv mercuriu, noi trebuie să știm că el este dobândit în Gorlovka, este un loc, este un combinat între care se ocupă cu lucrul respectiv și apariția pe teritoriul Republicii Moldova pentru mine nu este așa, știți, o noutate, nu este o surpriză, din mai multe aspecte. Deci Gorlovka este un oraș care este controlat de separatiști, de regimul separatist. Gorlovka, în fond, este vestită după 2014 prin acest Bezler, care a fost într-adevăr un ataman și așa mai departe. Deci, într-adevăr, este vorba de o crimă transfrontalieră. Deci, din motivul că mercurul este dobândit în foarte puține țări. Deci era pe timpuri deci vorba de Spania, la momentul de față este vorba deci de Ucraina, Gorlovka, este vorba de Tajikistan, de Kirgistan și este vorba și deci de Armenia. Și pentru foarte multe țări deci europene, deci acest element prezintă un interes. Da, haideți să vedem care sunt explicațiile. De ce cantități atât de mari ajung în Republica Moldova și cum ajung și dacă țara noastră este doar o țară de tranzit pentru mercur sau mercurul rămâne aici? Ce se întâmplă? Cum stau eu vreau să vă spun că deci, zona care ține deci, de zona Mării Negre este o zonă foarte specifică, inclusiv și Republica Moldova. Deci noi suntem deci, parte prin care deci, nu este vorba deci, de tranzitul respectiv. La momentul de față, după mine, este deci, o crimă care ține de contrabandă. Republica Moldova este o zonă prin care deci, a fost deci, acest tranzit deci, de droguri, care a fost deci, iarăși deci, depistat. Este vorba și deci, de tranzitul de ființe umane și așa mai departe. Interesul este din motivul că, deci, după mine, multe țări deci, care au industrie care utilizează deci, acest element, în fond au nevoie. Deci, 15 kg, deci, evident, este o greutate, este deci, o partidă foarte, foarte mare. Care, deci, da, dar de data aceasta vorbim de 60 de kg. Au. 60 de kilograme de mercur. La ce poate fi folosită această cantitate? Păi, eu am să vă spun, el este utilizat în diferite, deci, în diferite aspecte. Este utilizat în medicină, deci noi știm termometrele respective cu acești 2 grame de mercur. Poate fi utilizat, spunem, ca un diuretic foarte puternic, deci antiseptic foarte puternic. Așa, acesta și când vorbim de cantități atât de mari, cu siguranță nu e vorba de termometre. Este cumpărătorul care este posibil și în Europa, posibil să fie și în alte părți. Asta e. Este vorba de o sumă impunătoare de bani, îmi cer scuze, deci... Eu m-am uitat deci, iarăși în internet și am găsit că deci, pentru a dobândi mercurul este un lucru foarte megalos, este un lucru foarte greu. Dar aici deci, este vorba de această cantitate impunătoare care în fond vine încolo. Evident că e vorba de sumă foarte mare de bani. Adică asta e. Și eu din informațiile pe care le-am obținut am aflat că mercurul este folosit și la diferite explozibile și vă întreb cât de periculoase sunt acestea. Da, într-adevăr, el ca element poate fi folosit în diferite deci, detonatoare, ca deci, inițiator la unele explozii. Este și aspectul respectiv. Să mă credeți pe mine că deci, sunt folosite alte deci, utilaje deci, care ar iniția o explozie. Nu, după mine, totuși, vreau să vă spun că nu este vorba. Este vorba de un interes care ține deci, de această medicină. Mercurul poate fi folosit în lămpile cu cvarțul, deci, care sunt utilizate în medicină. Poate fi folosit în asta ca în lămpile respective care deci este luminescente și așa mai departe. Vedeți, după mine, totuși, nu sunt eu expert cel care spun deci asta, în materia asta de geniu, de explozibil, însă, în fond, sunt absolut alte deci,
detonatoare care sunt utilizate ca să inițieze deci o explozie. După mine, știți, vreau să vă spun... Cred, da? În opinia dumneavoastră, scopul acestei grupări este cu totul... Absolut, este vorba de contrabandă. Bani, da. După mine, vedeți că noi multe lucruri nu putem să le știm, inclusiv și eu. Am înțeles. Ceea ce știm este că această cantitate mare, vorbim despre 60 de kilograme de mercur, a fost capturată. Ce se întâmplă cu această substanță toxică după ce este capturată, domnule Covric? Știți, eu bănuiesc că totuși, eu credem că totuși este vorba de asta, de o substanță care provine din Asia sau provine din asta, din Federația Rusă. Însă când am aflat de combinatul ăsta respectiv, într-adevăr este vorba de o grupă criminală care este legată cu transporturile ăștia care sunt pe teritoriul Republicii Moldova, care în fond, deci, nu prima dată, deci, au fost depistați și aici, deci, într-adevăr, au lucrat binișor și cei din serviciile speciale. Asta trebuie să o recunoaștem. Substanța aceasta poate fi distrusă? Ce fac oamenii legii cu ea după ce o capturează? Păi cum să vă spun, sunt speciale de acestea, de depozite unde el este. Eu m-am uitat chestia asta, deci m-am uitat tara asta, deci în care a fost adusă, deci și capturată acest mercuriu și m-am uitat foarte solid. În fond, eu bănesc că sunt și în Republica Moldova. Eu o să găsească ce să fac. Deci nu cred că în Republica Moldova poate el fi utilizat, însă bănuiesc că s-o găsă și deci căi legitime pentru el fi utilizat, să nimerească, spunem, chiar și un din țării europene și deci... Am înțeles. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Doamnelor, domnilor, am discutat cu Andrei Covric, colonel în rezervă, președintele Asociației de Drept Umanitar din Republica Moldova. Continuăm. Fosta șefă a depozitului filialei Băncii de Economii din satul Coșnița, raionul Dubăsari, a fost condamnată la 7 ani de închisoare. Totodată, aceasta a fost privată de dreptul de a activa în instituții financiare timp de 4 ani. Potrivit procurorilor, femeia a falsificat mai multe documente și le-a folosit pentru escrocherii și de delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari. În perioada anilor 2009-2011, ea și alte 8 angajate ale Băncii de Economii au însușit în mod ilegal peste 1,5 milioane de lei din depozitul de valori al filialei și din conturile deponenților BEM. Procurorii au intentat dosare penale, iar inculpatelor le-au fost incriminate 94 de capete de acuzare. În cadrul procesului penal, acestea au restituit băncii aproape 650.000 de lei. Celelalte 8 angajate riscă închisoare de până la 15 ani. Instanțele de judecată din Moldova au nevoie de monitorizarea și evaluarea specialiștilor europeni. Consiliul Superior al Magistraturii a cerut Uniunii Europene să trimită în țara noastră un grup de experți care să supravegheze exercitarea actului de justiție. Specialiștii ar urma să fie prezenți la ședințele de judecată pentru ca la final să elaboreze un raport despre activitatea magistraților. Prin această măsură, Consiliul Superior al Magistraturii vrea să demonstreze că situația din domeniul justiției nu este atât de gravă precum se vehiculează, iar instanțele de judecată au devenit mai transparente. Cheltuielile pentru misiunea de monitorizare ar urma să fie suportate de către Uniunea Europeană. Experții nu vor da indicații sau nu se vor implica în examinarea dosarului, dar totuși considerăm că când va fi efectuată o expertiză, mai bine spus, de către niște experți europeni, credibilitatea față de dânsii va fi mai mare și noi vrem să demonstrăm că în sistemul jucătoresc lucrurile nu stau așa cum câteodată se prezintă de unele mass media. Organizațiile de media din țară condamnă agresiunile asupra jurnaliștilor comise de către protestatari. ONG-urile le cer organizatorilor demonstrațiilor să nu încalce drepturile ziariștilor. Printre cei care au semnat o declarație în acest sens sunt reprezentanții Centrului pentru Jurnalism Independent și cei ai Asociației Presei Independente. Și Federația Sindicatelor din cadrul instituțiilor de drept și-a exprimat dezacordul cu acțiunile de intimidare și atac asupra reprezentanților mass media. Reacțiile vin după ce luni o echipă Publica TV a fost agresată de simpatizanți ai formațiunii Partidul Nostru și cei ai platformei Demnitate și Adevăr. Aceștia au împiedicat jurnaliștii să filmeze protestul din fața judecătoriei sectorului Râșcani, unde manifestanții cereau eliberarea membrilor grupului Antifa. În septembrie, o altă echipă a postului Publica TV a fost ținta atacurilor. Atunci, manifestanții platformei DA au înconjurat jurnaliștii și au încercat să răstoarne carul mobil. Anterior, și cameramanul portalului de știri Today.md a fost agresat și deposedat de camera de filmat.
Este momentul pentru discuția cu Alexei Lungu. Bună seara, Alexei! Bună seara, Natasha! Bună seara, doamnelor și domnilor! Ce se întâmplă în această seară la fabrica? Uite, discutăm același subiect pe care l-ai citit tu anterior. Vreau doar să menționez că e pe de o parte acești protestatari devin violenți din cauza liderilor politici care îi scot în stradă, dar mult mai urât este atunci când acești protestatari devin violenți după incitarea sau instigarea la violență făcută de alți colegi de breaslă, tot jurnaliști. Și atunci trebuie să abordăm acest subiect din două aspecte. Vorbim diseară cu specialiști în domeniu, cu specialiști în domeniul politicilor în media, reprezentanții ai ONG-urilor din media, despre această situație, că până nu demult parcă nu erau atât de dese cazurile când jurnaliștii să fi fost îmbrânciți, să fi fost înjurați, să fi fost scuipați. Dar vedem că de la o vreme încoace dreptul la democrație, așa cum, sau dreptul la libera exprimare, cam depășește dreptul la integritatea pe care o au jurnaliștii. Mulțumesc, Alexei! Moldovenii vor putea apela la o comisie specială pentru a stabili dacă locuințele lor dispun de condiții decente de trai. În cazul în care experții vor constata că apartamentul sau casa nu poate fi locuită, atunci proprietarii vor fi în drept să beneficieze de locuințe sociale. Noile prevederi sunt incluse într-un regulament elaborat de Ministerul Construcțiilor. Potrivit documentului, casele cu o înălțime mai mică de 2 metri și jumătate, cele din lemn sau iluminate prost, vor fi incluse pe lista construcțiilor în care nu se poate locui. Oamenii vor putea reclama lipsa instalațiilor de încălzire și a grupului sanitar. În listă sunt incluse și locuințele mai mici de 2 metri pătrați, în care bucătăria este în antreu sau în hol, sau rețeaua de gaze trece prin camerele de locuit. Vor fi calificate drept periculoase chiar și locuințele în care pervazurile sunt poziționate mai jos de nivelul trotuarelor. Vasile Borș locuiește de 35 de ani într-o casă cu o suprafață de 24 de metri pătrați situată în centrul capitalei. Acoperișul este șubred, înălțimea până la tavan este 2 metri, iar bucătăria și toaleta sunt amenajate în antreu. Cu toate acestea, bărbatul spune că este mulțumit de modul său de trai. Eu fac aici, poftim. Da, dar nu trebuie cu draperie, trebuie cu perete să fie, cu ușă, cu de toate. Facem, peretele și să fac și ușa. Dar nu ați fi de acord să vină niște specialiști, să vadă în ce condiții stați, ca să decidă dacă nu-i pericol? Eu am pe mei. Eu sunt la cortiri și ei lucrează la stroică. Păi, dar și aveți încredere în ce spun ei? N-ar fi mai bine să vină cineva de la primărie, nu de la... primăria voastră, nu. Ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Vasile Bâtca, menționează că locuințele sociale vor fi acordate de autoritățile locale. Din 1985 au fost ultimele evaluări făcute. Avem 8 cazuri în Chișinău, în Ciocana și în sectorul centru, unde s-au adresat să aibă posibilitatea să revadă construcțiile sau locuințele care le au ei, să le poată aduce la normele și standardele tehnice. Regulamentul mai prevede că locuințele vor fi verificate de experți doar la solicitarea proprietarilor. Totuși, autoritățile sunt sceptice că oamenii vor iniția demersuri în acest sens. Locuințe sociale vor fi oferite doar în condiții dacă vor fi disponibile și respectiv omul va cădea în situația că nici locuința sa nu va putea să o folosească și nici nu va putea să obțină o locuință socială. Dacă regulamentul va intra în vigoare, atunci clădirile în care vor fi depistate nereguli vor fi reparate sau demolate. În cazul reconstrucției, proprietarii vor suporta toate cheltuielile. Mai multe despre inițiativa autorităților voi discuta cu cea care a realizat acest material. Este vorba de colega mea, Mihaela Baci. Mihaela, bună seara, bine ai revenit în Newsroom. Bine te-am găsit, Natasha. Într-o țară săracă, precum este Republica Moldova, știm foarte bine, există sute sau chiar mii de oameni care nu au condiții decente de trai. Și te întreb, în ce măsură această inițiativă, această propunere a autorităților ar putea schimba situația oamenilor săraci din țara noastră sau aflați în situații mai speciale? Și ce presupune această locuință socială?
Deci, comisia de experți va începe verificarea locuinței și doar după ce va exista o solicitare din partea proprietarului. Toate aceste verificări vor fi încheiate în maximum 15 zile. Ulterior va fi dat un verdict. Există posibilitatea ca această locuință să fie reconstruită sau se ia decizia ca ea să nu mai poată fi locuită și, în cel mai rău caz, ea este demolată. În cazul în care omul nu are unde să locuiască până când își reconstruiește locuința sau dacă este demolată și nu are unde să se stabilească pentru un timp, el are voie să beneficieze de locuință socială. Asta înseamnă că va trebui să depună o cerere la primărie, ulterior se va analiza demersul lui, poate primi locuință socială doar pe un termen de maximum 5 ani, este contra unei taxe lunare, omul va trebui să plătească autorităților chirie, practic, și nu poate beneficia de locuință socială oricine. Trebuie să fii din familie săracă, să ai un venit lunar mai mic decât venitul mediu al moldoveanului și să nu deții proprietăți de orice fel. Și apare întrebarea dacă își va permite omul să plătească lunar pentru acea locuință socială. Ei, bun, exact. Ministerul Construcțiilor s-a gândit la noi reguli, dar la modalitatea de implementare a acestuia? Practic toată responsabilitatea este cumva pasată pe umerii autorităților. Deci, ministerul își ia doar sub răspundere aprobarea acestui regulament, ulterior dreptul... Trebuie să spune autoritățile publice locale. Autoritățile publice locale, exact. Reprezentanții guvernului. Ulterior, crearea comisiilor, ceea ce privește de repartizarea locuințelor, informația. Deci, totul ține practic de atribuțiile primăriilor. Acestea vor trebui să decidă dacă au în folosință locuințe sociale. De exemplu, cei de la Primăria Chișinău, pe care eu astăzi, de la care am solicitat un răspuns, ne-au anunțat că nu au un fond al locuințelor sociale, vor putea exista astfel de case doar după ce se va încheia procesul de privatizare în noiembrie 2016 și atunci vor vedea dacă pot să le ofere oamenilor condiții temporare de trai. Iar deci, pentru a beneficia de o locuință socială, oamenii trebuie să se adreseze cu anumite demersuri. Autoritățile sunt sceptice la acest capitol și te întreb cum au de gând să informeze pe oameni. Deci am fost anunțată că vor fi informați oamenii doar după ce vor cunoaște singur prevederile acestui regulament. Ulterior urmează ca prin intermediul gestionarilor fondului locativ să fie anunțați și oamenii, prin intermediul preturilor de sector sau în cadrul ședințelor și întâlnirilor publice, oamenii să fie anunțați că doar ei sunt responsabili de condițiile în care își duc traiul și doar ei poartă răspunderea că atunci când se întâmplă calamități naturale, alunecări de teren sau diferite ploi sau inundații, doar ei vor avea de suferit în cazul în care nu vor solicita ajutorul unor experți care să le evalueze locuința. Mihaela, mulțumesc pentru aceste explicații. Mulțumesc și eu. Tot mai multe moldoveni ce aduc pe lume tripleți de la începutul anului au avut loc două nașteri de acest fel. Cărui fapt se datorează fenomenul? Aflați după o scurtă pauză la Newsroom. Revenim! Bine ați revenit! Pâinea socială ar putea reveni de săptămâna viitoare pe rafturile din magazine. Anunțul a fost făcut de către directorul celui mai mare combinat de panificație din țară, Boris Andros, în cadrul unei întrevederi cu premierul Pavel Filip. Șeful de la Franzeluța a cerut sprijinul guvernului în acest sens. Vreau să fiu înțeles absolut corect. Nu există o presiune din partea guvernului pe dumneavoastră. Dar consider că atunci când suntem într-un moment de criză, e bine ca să nu avem supraprofituri. La reuniune a participat și directorul societății pe acțiuni Floarea Soarelui Băl, Stella Ostrovețchi. Ea a menționat că în viitorul apropiat ar putea fi redus și prețul uleiului dacă producătorii vor fi susținuți de guvern. Șeful cabinetului de miniștri a menționat că autoritățile sunt gata să ajute producătorii în soluționarea problemelor, dar a menționat că și aceștia, la rândul lor, ar trebui să-și optimizeze cheltuielile și să asigure prețuri corecte. După o perioadă relativ liniștită, luptele în estul Ucrainei au fost reluate, potrivit purtătorului de cuvânt al administrației prezidențiale de la Kiev, Oleksandr Motuzianik. În regiunea Donbass s-a observat o intensificare bruscă a violențelor. Pe lângă mortiere și grenade, rebelii au tras noaptea trecută și cu lansatoare de rachete. Передай центру! Да, напротив!
Kievul îi acuză pe rebeli că au încălcat în ultimele 24 de ore de aproape 60 de ore armistițiul semnat acum un an la Minsk. În urma atacurilor, 3 militari ucraineni au fost uciși, iar 7 au fost răniți. OSCE și-a exprimat îngrijorarea cu privire la intensificarea violențelor, iar localnicii au revenit la vechile temeri. Podvale preacimse. Nu, kto povyezhal, kto... A mnogo ludei ešte ostalo zis? Da, nu kak, priezhajut, kto u detvory, a potom priezhajut, dnem posmotreli, tam razbita, ne razbita, što zabrali poest, tam ili što, i opet nazad uezhajut. Ну, а большинство так пооставало. А куда деваться? Некуда деваться. Ну, куда уехать? Кому я нужен? Если бы я молодой был, я бы уехал. Да последнюю неделю ежедневно. Ну, как вы здесь живете? Да ну как, то прячемся в подвалах, то так где-то в углу возле печки. Bilanțul conflictului din Ucraina, care a început în aprilie 2014, a depășit 9.000 de morți. Dezvoltăm subiectul în continuare, doamnelor și domnilor, cu invitatul meu, Nicolae Afanas, șeful Catedrei de Relații Internaționale IRIN. Domnule Afanas, bună seara, mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună seara, bine v-am găsit. De ce, după o perioadă scurtă de liniște, în Donbass au fost reluate luptele într-un mod violent? Care ar fi explicațiile, în opinia dumneavoastră? Ar fi mai multe explicații. În primul rând vorbim despre faptul că războiul tot timpul este legat de niște condiții climaterice. În perioada rece anului, vorbim despre iarnă, este cu mult mai dificil să desfășoare operațiuni masive militare. Iată de ce ambele părți, în perioada care deja a trecut, au avut o activitate mai lentă în ceea ce vizează operațiunile militare. Doi la mână, ambele părți au avut nevoie de o perioadă de regrupare, de pregătire și consolidare a capacităților sale militare, iar acum au revenit la operațiunile militare. Trei la mână, aici ține atât de activitatea Ucrainei, cât și într-o măsură mai mică de activitatea insurgenților, a fost tentativa de soluționare pașnică a conflictului din estul Ucrainei, însă părțile au poziții diametral opuse și viziunile, opiniile lor vis-a-vis de soluționarea acestui conflict sunt incompatibile, fiindcă Ucraina menține linia revenirii la statutul de stat unitar, adică revenirea la unitatea constituțională a statului ucrainean, iar regiunile separatiste în continuare promovează ideea independenței acestor regiuni față de statul ucrainean. Prin urmare, acestea două viziuni nu au niciun punct comun, iar ca urmare negocierile, discuțiile, dialogul între părți este imposibil. Domnule Afanas, știm foarte bine, Rusia se confruntă în acest moment cu o criză economică precară și vă întreb, cât timp își va permite această țară să-i susțină financiar pe rebelii proruși? Dacă e să vorbim de Federația Rusă, trebuie să menționăm că ea, la capitolul militar, este o putere care își permite să concureze la picior egal cu celelalte mari puteri, ceea ce nu putem spune despre multe alte blocuri din cadrul statului. Și eu cred că Federația Rusă, și aici poate că chiar din păcate, dispune de capacități destule pentru a concura și a participa în operațiuni militare atât în Ucraina indirect, cât și în Siria, cât și în alte regiuni a lumii, o perioadă relativ lungă și vorbesc aici de 2 sau poate chiar 3 ani. Federația Rusă tot timpul a menționat că vecinătatea apropiată este zona de interes masiv pentru ea și aici este inclus atât Ucraina, cât și Belarus, Republica Moldova, țările în genere din fosta URSS. În acest context, ea nu va economisi și nu va simți limita în ceea ce ține de operațiuni militare sau de alte instrumente pentru a-și reinstaura controlul în această regiune. Trebuie să fim conștienți de faptul că la moment asistăm la o luptă masivă geopolitică și geostrategică cu implicarea marilor puteri. Ce e drept, în ultimul timp, marile puteri occidentale își pierd tot mai mult interes față de conflictul din Ucraina. Vedem tentativele lui Petru Poroșenko, la fel ca și alți oficiali ucraineni, de a reactualiza această problemă pe mapa mond, a atrage atenția spre acestui conflict. La moment, statele occidentale sunt atrase de alte crize. Dacă este să vorbim despre Statele Uniunii Europene, este vorba de criza migranților, este vorba de criza instituțională, de probleme de securitate internă, astfel încât subiectul vis-a-vis de Ucraina rămâne a fi pe plan 2 sau uneori chiar și mai
puțin important pentru statele europene. Da, dacă ne referim la Ucraina, dar știm foarte bine că Occidentul urmărește să convingă Rusia să respecte acordul de pace de la Minsk și tocmai de asta a prelungit perioada sancțiunilor. Vă întreb ce se poate întâmpla dacă Rusia continuă să încalce prevederile acordului. Bine, instrumentele internaționale prevăd și alte mecanisme de sancționare a statului. Trebuie să menționăm că sancțiunile sau embargo care a fost impus Federației Ruse și ca răspuns Federația Rusă a impus același embargo statelor occidentale nu are un efect simțitor palpabil. Ca urmare, occidentale sunt în căutarea noilor mecanisme și aici, în primul rând, vorbim despre manipularea prețurilor la petrol, lucru care va avea un efect masiv asupra Federației Ruse, dar este vorba despre o politică de lungă durată. Celelalte mecanisme care prevăd dreptul internațional și cutuma internațională este vorba despre izolarea acestui stat, lipsirea lui de dreptul de membru din cadrul organizațiilor internaționale și este embargo total, întreruperea relațiilor diplomatice cu statul. Occidentalii nu sunt gata astăzi să meargă la acest pas, chiar observăm că anumite state, și aici voi face referință la Franța, Italia, altele, încearcă să restabilească relațiile comerciale și încearcă să identifice anumite ferestre, dacă să le spunem așa, în sancțiunile pe care au fost impuse din partea Uniunii Europene pentru a-și restabili relațiile economice, fiindcă statele europene, la fel ca și Federația Rusă, au de pierdut de urma acestor sancțiuni, iar din partea business-ului european vine un pressing foarte puternic asupra autorităților centrale a statelor UE pentru a restabili relațiile comerciale, în primul rând. Iar premierul Dmitri Medvedev, știm foarte bine, a recunoscut că situația economică este destul de precară în Federația Rusă și că intervenția în estul Ucrainei face ca Rusia să suporte mari cheltuieli. Vă întreb până când ar putea continua aceste lupte în regiunea Donbass? Dacă vorbim de anul bugetar 2016, acolo este prevăzut expres că Federația Rusă își poate permite anumite rectificări bugetare, dar nu ceea ce vizează salariile și alocațiile sociale și nu ceea ce vizează blocul militar. Prin urmare, anul 2016 putem fi siguri că Federația Rusă își va menține pozițiile atât în estul Ucrainei cât și în Siria, fiindcă bugetul este planificat în acest sens. În același timp trebuie să menționăm că aceasta va presupune că Federația Rusă va face recalcul pentru alte sectoare și mă refer aici învățământ, sănătate, bloc social, deci vor fi preluați banii din sectoarele sociale și alocate pentru domeniul militar. Un lucru care, la fel, cred eu că este important, este faptul că cetățenii din Federația Rusă au poziție loială și aprobă aceste acțiuni, sunt gata să jertfească o parte din beneficiile lor sociale în scopul ca Federația Rusă să se mențină ca un mare actor pe arena internațională. Poate că este rezultatul unei masive politici informaționale, este vorba de rezultatul unui politici și unui chiar război informațional, dar cert este faptul că populația din Federația Rusă este gata să sufere de dragul obținerii sau recăpătării statutului de mare putere. Vă mulțumesc tare mult, domnule Afanas, pentru aceste explicații. Am discutat cu Nicolae Afanas, șeful Catedrei de Relații Internaționale IRIM. Continuăm cu datele despre starea vremii. Vremea va fi determinată mâine de influența unei zone de aer cu presiune atmosferică ridicată. Cerul va fi variabil, fără precipitații esențiale. Noaptea și dimineața se va forma ceață slabă. Vântul va sufla din vest moderat la puternic. La Briceni și Soroca se vor înregistra 3 grade Celsius, iar la Bălți va fi cu 1 grad mai mult. La Orhei, mercurul din termometre va indica 5 grade Celsius, iar la Chișinău și Tiraspol sunt prognozate 6 grade. Maximele termice vor urca până la 7 grade la Leova și Comrat, iar la Cahul sunt prognozate până la 8 grade. Doamnelor, domnilor, ediția de astăzi Newsroom a ajuns la final. Urmează Țara lui Dogaru. Colegul meu, Vitalie Dogaru, vă așteaptă. Noi să ne revedem la știrile ore 21. Pe curând!